Pentru tinerii socialdemocrați din județul nostru, acțiunile caritabile au devenit o tradiție. Chiar la început de an școlar, secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, împreună cu membrii organizației sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu și de parlamentarii PSD Mehedinți, au vizitat mai mulți copii din familii cu o situație financiară precară pentru a le oferi ghiozdane echipate cu rechizite. De asemenea, cei mici au avut parte și de surprize dulci. Noul an școlar presupune o adevărată provocare pentru familiile nevoiașe. Mulți părinți nu își permit să asigure celor mici nici măcar nevoile de bază, cum ar fi rechizite sau un ghiozdănel. Din astfel de motive, oamenii cu suflet mare din organizația TSD Mehedinți au desfășurat o nouă acțiune caritabilă pentru a veni în sprijinul școlarilor mai puțin norocoși. Încărcați cu daruri, de această dată, tinerii au mers în comuna Florida. Domnului președinte al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, în această perioadă am încercat să ajungem la cât mai mulți copii și să le oferim o mică bucurie cu ocazia începerii școlii și a grădiniței. Prima familie din frumoasa comună mehedințeană la care au ajuns darurile are doi copilași minunați. Aceștia s-au bucurat enorm când au văzut cadourile și nerăbdători. S-au uitat să vadă ce este înăuntru. Mânuțele lor mici nu s-au mai dezlipit de dulciurile și rechizitele primite. Ia uitați-vă ce aveți acolo. Creioane. Caiețele. Ciocolată. Da. Pun cu ciocolată? Asta îți place? Da. Asta îți place mai mult. Creioane, mama. Da. Salumere. Spuneți, cum vi se pare acest lucru? Frumos, mulțumim. Aveau copiii nevoie de rechizite, începe un nou an școlar? Așa este, e greu. Câți copilași aveți? Doi. Sunt mari cheltuielile. Așa este. Ei, ți-a plăcut surpriza? A, da. Mult? Da, bă. Ce v-a plăcut? Dulciurile. Sprijinirea copiilor din familiile dezavantajate din punct de vedere financiar este un pas important. Mulți elevi refuzând să mai meargă la școală din cauza că nu au rechizite sau un ghiozdan decent. Așadar, mai departe, echipa TSD Mehedinți a vizitat un alt băiețel din comuna Florești, un copil cu minte, pasionat de fotbal, dar și dornic să învețe pentru un viitor mai bun. Acesta s-a emoționat la primirea echipamentului școlar și a mulțumit tuturor pentru cadouri. Noi ți-am adus un ghiozdan pentru școală, să-l folosești cu plăcere și să înveți la școală. Îți place la școală? În ce clasă ești? A treia. Și vreau să ne promiți un lucru, vreau să ne promiți cu statul nu te pune și noi când o să mai venim la tine o să-ți întrebăm părinții dacă te ținut de cuvânt sau nu, da? Deci mă aduci unul de voi, da? Să fii sănătos și să înveți bine la școală. Știi că anii aceștia sunt foarte importanti și cu aceste cunoștințe o să rămâi toată viața și te vor ajuta tot timpul, da? Indiferent de ce spune lumea, trebuie să avem o bază, trebuie să mergem la școală și trebuie să învățăm. Uite, ai primit carioci să desenezi, uite, ai fixuri, cărți, caiete, să citești, bine? Să citești. Uite și corn cu ciocolată, uite câte caiete ai, vezi? Lângă rechizite trebuie să mâncăm ceva dulce. Da. Ciocolata ajută la memorie, la... Uite și ciocolată. Să le folosești cu plăcere, bine? Ne spui și nouă în ce clasă treci tu? A patra. Îți place la școală? Da. Ce părere ai despre această surpriză? Da. Îți place ghiozdanelul? Da. Dulciurile? Da. Echipa TSD Mehedinți este formată din oameni cu suflet mare, cunoscuți pentru faptele bune și zecile de acțiuni caritabile pe care le-au desfășurat în județul Mehedinți. De câteva ori pe an, aceștia revin în casele oamenilor mai puțin norocoși, cu alimente, articole vestimentare și jucării, pentru a aduce un zâmbet pe buze. Secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, este un tânăr exemplu, dărnicia și empatia fiind
fiind printre principalele calități ale acestuia. De fiecare dată, Alexandru Cojocaru se implică în comunitatea din care face parte și nu ratează nicio ocazie să îi facă fericiți pe mehedințenii mai puțin norocoși, în special pe cei cu o vârstă fragedă. Acțiunile TSD Mehedinți continuă și în Comuna Florești. Ne bucurăm că am reușit să ajungem la un număr destul de mare de copii, cărora am reușit să le oferim rechizite și surprize dulci, pentru că s-au bucurat foarte tare, atât de rechizite cât și de dulciurile pe care noi am reușit să le strângem. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul TSD Mehedinți pentru implicare și pentru că împreună cu organizația de seniori am reușit să facem o zi mai frumoasă pentru acești copii minunați din județul Mehedinți. Pentru echipa TSD Mehedinți, sprijinită de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, și de parlamentarii PSD Mehedinți, este foarte important să aducă un strop de alinare în sufletul celor nevoiași. Viața este uneori mai mult decât nedreaptă, iar vremurile în care trăim devin din ce în ce mai grele. Din astfel de motive, acest grup de oameni inimoși își îndreaptă generozitatea către familiile aflate în pragul sărăciei de fiecare dată când este nevoie.